Mașinuța ta? Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Este vreo 9 ceasul. Fiecare a plecat pe unde a avut treabă. Și am rămas acasă cu băieții. Cu Felix și cu Daniel. Pe Felix l-am băgat la somn. Este primul somn. Pentru că el se trezește, stă câteva ore, o oră, două. Și după aia doarme. Și noi să mâncăm ceva. Ți-e fomică, Daniel? Eu încă sunt în pijamale, evident. Pe băieți am schimbat, dar... Daniel? Ți-e fomică, Daniel? Tare, tare? Și ce vrei să papi? Ce papi? Sandwich? Da? Vrei și ceiuț? Facem mami ceai? Lili, tu ce vrei? Tu ai mâncat, ai avut trocul plin, ai mâncat, mai primești mai târziu. Cum se unge păinica? Păi unge frumos păinica. Ce? Așa frumos, da. Așa se papă? De obicei, lasă să se bălăcească când mai rămâne foarte puțin acolo. Unde să nu-l las? Da, e bun? Papă frumos! Hai, unge frumos păinica și mănâncă. Trebuie să mănânci tot ce ai în farfurie. Bine? Papi tot? Mai băga cuțitul în gură. Nu se bagă în gură. Dar vorbește. Zi mama. Zi paralelipiped. Zi enciclopedie. Nu. Hai, papă. Mergem după Melisa. Mergem acasă. Ce papi acolo? Am fost să cumpărăm pâine și am luat și așa ca un fel de cozonac. Hai, mergi, mergi, mergi. Mergi, 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 mergi. Și să mergem acasă că e destul de rece, bate vântul. Și pe aici, așa cum a tot bătut vântul, s-au rupt de la copaci. Crenguțe din astea. Copila și dorm. Am fost mai devreme cu Daniel la grădiniță pentru că o să-i facem reacomodarea, mai încercăm o dată. A luat așa o pauză de vreo 3 luni aproape cu grădinița, acum încercăm din nou. Sper să avem mai mult succes de data aceasta. Oricum am vorbit cu educatoarea care face acomodarea și educatoarea care a făcut acomodarea Melisei. Și planul e să începem iar și să-l lase să se joace cu apa, pentru că îi place foarte mult să se joace cu apa și poate dacă se joacă cu apa o să fie acomodarea mai ușoară. Și educatoarea Melisei și-a adus aminte că nici Melisa nu vorbea deloc la început, deci deloc, câteva cuvinte în română și nici pe alea clar, și acum vorbește toată ziua și vorbește așa de bine în germană și de clar și știe atât de multe cuvinte. Cred că vorbește mai bine în germană deja. În română am observat că are tendința să vorbească tot cu regulile din limba germană.
Încerc așa să o corectez și să învețe corect și limba română, dar deocamdată important este să învețe germană, pentru că dacă va merge la școală o să-i trebuiască germană. Și are și un accent așa foarte natural. Deci nu-mi fac griji pentru Daniel, are timp și el să învețe și cu siguranță o să-și dea drumul la vorbit după ce va începe grădinița, pentru că la Melissa așa a fost. Melissa, să zic așa, cam după vreo 6 luni, poate un an, cam un an aș spune, a început să vorbească foarte bine. La început a fost puțin mai greu pentru că erau două limbi în paralel, dar după aia a vorbit foarte, foarte bine germană și acum ăsta este al 3-lea an de grădiniță. Da, al 3-lea an pe care, na, al 3-lea an început, dar mai are până la sfârșit. Și vorbește foarte, foarte bine germană. Deci, probabil așa o să fie și la Daniel, așa că nu-mi fac griji că acum nu vrea să scoată niciun cuvânt sau foarte puțin vorbește. Bine, copilașii dorm, o să îmi fac poza pentru vlog, că vlogul este încărcat și să-mi fac poza la vlog, după care să merg să fac ceva de mâncare. E bună pâinea, mămică? Da? Da! Da? Și ți-ți place? Mâncați pâine goală? El doar o mol pe ea așa, că îl mănâncă gingiuțele. Da! Imediat e gata mâncărica. Bună, pâinica? Și Daniel mănâncă pâinica? Da. Pof, băiețel mămos. Da. Uite că ți-a dat roșu. Acum de ce ai pus încet? Ca să vă auziți voi. Ia, cere-i albastru, să vedem dacă știe care e albastru. Da. Albastru, bravo. Și acum galben. Galben. Și acum cred că le-ai pe toate. Și acum cere verde. Și acum cere pink. Pink? Pink, 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 lasu. Da. Roșu ți-a cerut. No, da. Uite, lasu e asta. No, da. După pink vine roșu, Daniel. Mă, uite pe... Ce-a trebuit să îmi dai albastru, bine? Hai, mami, s-a scris white. Da, tablou sunt altfel. Da. Îi dai roșu, Daniel? Ai acolo roșu? Da. Da, că tablouri alții sunt albastru și al noi e roșu. Da, și acum dă-i albastru. Da. Și acum? Și acum, după galben. Albastru, galben. Deci avem un tablou. La Kleines, mai întâi. Deci mai la Kleines. Îi spun așa unul, Daniel. Nu lasă, că el acum e ocupat acolo cu aia. Ți-a strâns Melissa toate jucăriile? Da! Și de aia te-ai supărat? Mai pune-i una să strângă el. Una, una. E mai bine așa? Da. Uite că mai sunt și mașinițele astea. Asta e al meu. Aia ta? Asta eu am lăsut când Daniel a dormit și a primit el. Asta eu am lăsut. Tu ai ales-o? Și
Unde vrei să o pui? O pui tot aici la grămadă sau o pui în altă parte? Și autobuzul ăla e tot al tău? Și vrei să-l pui separat? Eu nu știu unde a fost al meu cu toate. Luna mea! Păi dacă sunt la fel, nu contează atunci. Dar atunci nu mai știm care e a noastră sau greșim. Da. Eu merg de... Tu schia coi pe ăla unde faci pizza, atunci pui aici, știm care e a noastră. Nu, bine, dar hai acum să le strângem, să băgăm la somn. Șinele? Uite, vezi că și tu ai o șină în spatele tău, Daniel. Pune-o și tu la loc, te rog. Da. Hai. Ia. Ai găsit un ou? Da, uite, eu despre șina aia vorbeam. Ia-ți bai. Bravo, hai, pune-ți-le la loc, dar nu aici. Hey, nici mai ca I get it, off my. Pune-le la tren. Unde sunt jucăriile cu tren? Uite unde pune Melissa. Mama, ich weiß nicht, wie das hier muss hin, denn ich kriege Schriebe, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht. Gata? Gata, dragilor, se încheie filmulețul. Este, nu este chiar așa târziu, este 10:30. Copiii dorm. Cei mari au adormit destul de greu. De fapt, și Felix a adormit greu. Tare îl supără dinții. Deci e foarte, foarte supărat cu dinții. Abia aștept să iasă odată că... Da, e... Nu știu, ori că am uitat, dar parcă la ceilalți nu era chiar așa de rău când le ieșeau dinții, nu știu ce să zic. În fine, o să treacă, dar sper să treacă cât mai repede. Și nu e chiar așa târziu, dar abia aștept să bag și eu nasul în pernă, deși cel mai probabil când pun eu capul jos, careva se trezește. Dar suntem optimiști și mergem înainte. Cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor.